De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care ne despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, adică legea poruncilor în orândirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace între ei. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiul fiind Iisus Hristos, în El toată clădirea bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună cu ei ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Din cartea Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetele 11 până la 22. Preoceniști, părinți și iubiți, este ora 4 și jumătate trecut, timpul nostru a trecut. Am înțeles că adunarea se încheie la 4, cei ce sunt curioși să mai rămână. Nu azi, ține mai mult. Da. Cei ce vreau să vă spun, că care vreți să mai rămâneți în continuare, Dumnezeu plătește și orele suplimentare. Pentru că și cei ce lucrează în ziua de astăzi, cei ce rămân la ore suplimentare se plătesc dublu. Dumnezeu promite viață veșnică pentru asta. Aș vrea să întreb, că avem ocazia să avem și pe preocernicii noștri preoți cu noi și pe frățiile voastre, să vedem, suntem în fața Cuvântului lui Dumnezeu și suntem interesați de un anumit lucru, cel puțin eu, pe mine mă interesează starea noastră spirituală. Cât de sus este, cât de jos, care e temperatura corpului. Știți, ăsta este semnul vieții noastre. Și oamenii, medicul, am fost la urgență de o săptămână în urmă și primul lucru pe care îl face, îți pune mâna să vadă pulsul și numără bătăile inimii. Îl interesează temperatura corpului și pulsul. De ce, am întrebat doctor, de ce face asta? Asta este semnul vieții, că există încă viață în trup. Pe mine m-ar interesa, și am spus, doctor, nu asta trebuie să te intereseze, pe mine mă interesează viața noastră spirituală. Și vreau să vă întreb pe frățiile voastre și pe preacucernice preoți, faceți vreo asemănare între Evanghelia de astăzi și Apostolul zilei de astăzi? Ha? Am întrebat pe părintele când am ieșit de la Sfânta Biserică dimineață, părinte, care este asemănarea și de ce Sfinții Părinți au pus în slujba de astăzi apostolul cu unirea celor doi? Cine sunt cei doi care erau despărțiți și acum sunt unul datorită faptului că Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus să moară și prin jertfa Lui cei doi să fie una? Cine sunt cei doi și care e asemănarea dintre Evanghelia de astăzi cu... S-a vorbit atât de frumos și de interesant despre semință, care e scopul seminței și care e scopul prin care Domnul Iisus vine cu această Evanghelie și de ce Sfântul Pavel și Sfinții Părinți, călăuziți de același Duh al lui Dumnezeu, pun împreună și Evanghelia și pe cei doi. Evanghelia cu semănatul și acum pe mine, socotit ca un străin dintre neamuri, și pe celălalt fiind socotit al casei, om din casa lui Dumnezeu,
trăind după făgăduințele lui Dumnezeu și după cele 611 porunci din Vechiul Testament, israelit numit om al lui Dumnezeu și celălalt un lepădat și un scos afară dintre neamuri și un spurcat. Eu socotit față de ceilalți, adică de israeliți, care treceau de multe ori prin Samaria și când treceau dincolo scuturau praful și întrebau samarinenii de ce, ca să nu ne spurcăm, pentru că voi sunteți spurcați. Și nenorocirea asta îi se descopere Sfântului Pavel în Efeseni, în cartea sa către Efeseni, este așa de minunată cartea asta și frații mei spirituali, frații și surorile mele, dacă citiți Cuvântul lui Dumnezeu, părinți dragi, studiați Cuvântul lui Dumnezeu și apoi întrebați pe Dumnezeu care este taina acestui cuvânt și fiecare vă va descoperi în măsura în care cereți sincer. Avem impresia și am spus undeva, este generația acum modernă de frații mei tineri, vin și ascultă cuvântul și toți sunt foarte pricepuți, foarte mulți evangheliști în ziua de astăzi, foarte mulți seamănă cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am întrebat, Doamne, care-i starea lor, care-i starea noastră spirituală, cum au crescut, cum creșteți? Și pe vremea fratelui Traian ți-a punea problema asta. Și mi-a spus fratele Traian o întrebare odată, zice, știți cum mi se pare mie despre voi? Mi se pare așa că a intrat profesorul în școală, învățătorul, și a întrebat pe toți copiii care e capitala țării. Eu, toți cu mâinile sus. Foarte frumos. S-a bucurat învățătorul că a văzut că toți știau care e capitala țării. Spune tu care e capitala țării. Și a zis Toplița. Foarte frumos. Toplița. De ce? Pentru că de acolo merge mama să aducă pâine. Și tu, care e capitala țării? Bistrița. Pentru că mama mea de la Bistrița să se aducă. Și atunci a spus fratele Traian, asta e starea. Avem impresia că știm, avem impresia că cunoaștem, că ne-am întâlnit cu Dumnezeu și apoi nu putem transmite mai departe nimic și nu putem transforma pe nimeni și nu putem lăsa în urma noastră absolut nicio urmă. Și totuși ne punem problema dacă cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în inima mea, dacă a pătruns în inima ta. Și acum se aduc o afirmație care m-a durut și mă doare și mă urmărește în fiecare zi. Doamne, eu știu că nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. A cui e afirmația asta? Cine o știe? Este al lui Nicodim, care merge la Domnul Iisus noaptea și spune, eu știu, noi știm, că nimeni nu poate face ceea ce faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Fratele meu, de când nu te-ai văzut cu fratele tău de corp, cu mama ta, cu copiii tăi, cu familia ta, cu cei din casa ta întâi, este o discrepanță între familie, este așa o ruptură, sunt pline pușcările și temnițele de oameni care au ucis sau s-au bajocorit pe chiar din familie. Am avut unul pe care m-a îngrozit 15 ani de detenție pentru că și-a făcut un joc de singura lui fetiță. E groaznic. Ce stare spirituală și ce stări deosebit de grave sunt un popor. 2019-2018 avem cea mai slabă înregistrare de nașteri. Diferența între 1944-45 după război, când a fost cea mai mare, după terminarea războiului, cea mai mare rată de nașteri. Și acum avem în 2018 cu 400 și ceva de mii de copii, mult mai puțin. Extraordinar. În condițiile atât de elegante și atât de moderne în ziua de astăzi, pentru că fugim de dreptul, de a da dreptul de viață la celălalt de lângă noi. Suntem într-o stare la care nu știu dacă mai avem puls, frații mei. Ar trebui să vină doctorul și să ne consulte sufletește care este asemănarea și de ce Sfântul Pavel a venit și de ce Sfinții Părinți au spus Evanghelia asta merge cu apostolul ăsta. Care ar fi asemănarea?
Părintele de la biserica de la care m-am ducat sus m-a luat deoparte și te rog să-mi explici că toate lucrurile pe care mi le spui, parcă Dumnezeu ți le dă că vin de sus. Nici eu nu am știut, Părinte, până astăzi. Pentru că Dumnezeu a vrut ca semânța Lui, cea sfântă, să cadă într-amândoi. Și în evrei, și în neamuri. Și Sfinții Părinți au pus acest apostol lângă Evanghelia asta. Ei, dacă Domnul Iisus vine și seamănă semânța, s-o seamene numai la evrei? S-o seamene numai între neamuri? Și acum a venit Sfântul Pavel și zice, mie mi s-a descoperit taina asta. Că Dumnezeu a făcut ca din doi să fim numai unul. Dumnezeu n-are două raiuri. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar în împărăția Lui este imensă și este unică. Și de aceea El a vrut ca și noi și evreii, cei despărțiți de noi prin lege, pentru că legea lui Dumnezeu dată prin Moise îi făcea pe ei superiori și se dădeau cumva mai deștepți, mai curați, ca și popor ales. I-am vizitat anul trecut și am rămas uimit, am vorbit foarte mult. Am cunoscut acolo mulți evrei români plecați de aici cu dor de țară după atâți ani. Tragedia mea și dezamăgirea mea profundă a fost că peste 70-80% dintre ei sunt atei. Sunt oameni fără Dumnezeu. Nu mai am nicio speranță. Acum, problema noastră a neamurilor, a mea din oastea Domnului, a frăților voastre, a nouă din Biserica Ortodoxă, noi trebuie să renaștem. Și ani de zile s-a crezut că ei sunt lepădați și noi primiți. Nu se poate să fie dezbinare în Dumnezeu, frații mei. La ce stare spirituală și la ce temperatură spirituală am ajuns încât să crezi că Dumnezeu a lepădat pe evrei și ne-a luat pe noi neamurile și ne-a pus în locul lor? Nu! Și Dumnezeu a spus, amândoi, voi sunteți, nu mai sunteți străini, ci sunteți cetățeni ai casei, împreună moștenitori cu sfinții. Pentru că piatra din capul unghiului, jertfa Domnului Iisus, a fost unică și pentru unii și pentru alții. Ani de zile am trăit și s-a crezut că neamurile au luat locul lor și vine Sfântul Pavel în Romani 11 și ne spune, nu se poate, ei sunt butucul și mântuirea a venit prin ei. Și Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 4, mântuirea vine de la iudei, nu se pot ei schimba și să-i înlături, pentru că așa îmi place mie sau așa ne place nouă neamurilor și ei să fie înlocuit. Noi dacă acceptăm să ne rugăm pentru ei ca și ei în situația în care sunt acum. Dar totuși vreau să vă spun, frații și surori, că ei sunt o minune. Ei sunt ceasul lui Dumnezeu. Dacă vrei să te uiți la ce oră este ceasul și vrei să știi câte zile sau câte vremuri mai sunt până va veni Domnul Iisus, cred că timpul nostru ar trebui să-l scoatem afară, pentru că subiectul nostru și discuția noastră este atât de importantă și greu ne mai întâlnim în ziua de astăzi. Pentru că am ajuns să nu mai putem face voia lui Dumnezeu. De ce nu-L poți iubi pe fratele tău? Pentru că nimeni nu poate face lucrurile acestea. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu, pe fratele său, dacă nu este Dumnezeu cu el. Poți să stau în gândurile tale. Aici nu. Aici nu. Mai încolo. Mai în spate. Aici nu. Fratele meu, dacă n-ai ajuns să mă poți accepta așa cum sunt, eu te înțeleg că nu poți. Și nu poți ierta pe nimeni. Și nu poți să te accepți chiar și pe tine de multe ori, pentru că nu poate face nimeni lucrurile acestea dacă nu este Dumnezeu cu el. Și dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, mi-a spus un frate din București. A murit un milionar, a făcut infarct, peste 30 de milioane de euro rămase în conce, câteva vile. Și fratele meu îți spune, un frate din București m-a sunat și mi-a spus, frate, sunt foarte consternat. A fost la mormântarea lui pentru că era vecin și au fost 30 de oameni. Au rămas 30 de milioane de euro în cont. La mormântarea lui 30 de oameni, nimeni. Nu interesat nimeni.
să ai atâția mari de bani să-ți rămână după tine și să mergi în iad după toate astea, să n-ai adus, să n-ai niciun puls duhovnicesc și să-ți se ia temperatura și să fii rece. O, de-ai fi rece, spune cuvântul. Câtă diferență în vremea aceea când era interzis gara din Beiuș și n-a mai avut bilete. În 1989, pe 26, soția știa, am fost chemat la securitate și securistul mi-a spus: știi că în gara din Beiuș, în toate gările și în Petrugroza n-au mai existat bilete? 10.000 de oameni au condus pe ultimul drum pe acest om. Cine a fost ăsta? A rămas uimit în securitate de atunci, a rămas tot poporul și încerc din să duc cei aleși ai Sfinți și Sfinții lui Dumnezeu și rămânem cu puls aproape zero. O stare sufletească și o stare duhovnicească încât pierdem vremea și batem câmpii și ocolim cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să ne pătrundă. Ne întoarcem câteva gânduri pentru Sfântul Pavel, e așa de frumos. Îmi place așa de mult viața lui și când citesc cartea către Efeseni, unde începe el din închisoare. Dar de înainte de a ajunge în închisoare, Sfântul Pavel primește îndemnul prin Duhul Sfânt să plece la Ierusalim. Stă la Milet și la Efes 3 ani. Milet, o localitate aproape de Efes. Citiți cartea Faptele Apostolului, capitolul 20. 21 și merge la Milet și viziteze pe frații de acolo și de acolo trimite o scrisoare, trimite un frate la Efes și spune să vină toți frații. Am ceva să le spun. Au venit frații de la Efes și când s-au întâlnit cu Sfântul Pavel, care le-a vestit Evanghelia 3 ani, au căzut pe umărul lui de bucurie și de drag. Citiți o scrisoare extraordinar de frumoasă și Sfântul Pavel, spuneți-mi voi, dacă n-am lucrat cu mâinile mele ca să vă vestesc pe Hristos, dacă n-am fost eu bucuria voastră și n-am fost sarcine pe niciunul dintre voi. Din toată explicația lui pentru ei, le-a spus, acum plec la Ierusalim pentru că Domnul îmi spune să mă duc acolo, adică la Roma, plec la Ierusalim și de la Ierusalim voi pleca la Roma. Domnul mă trimite acolo. Voi fi trimis din localitate în localitate, prin lanțuri și în închisoare. Dar a spus fraților din Efes un cuvânt care vreau să vi-l spun pe inimă, vi-l pun pe inimă. Poate că nu-mi veți mai vedea fața. Când a spus lucrul acesta, frații s-au ridicat și au mers și m-au îmbrățișat. Și plângeau toți din pricina faptului că Sfântul Pavel le-a spus, poate că nu-mi veți mai vedea față. A fost acolo o despărțire, capitolul 22 începe, când m-am smuls din brațele lor. Și de ce am spus aceste lucruri? Pentru ca să vedeți temperatura și starea spirituală la care erau frații de atunci, la care erau frații noastre a Domnului, că s-a vorbit aici despre adunările din tinerețile noastre, când veneam, câte dragoste și câte cântare și câte bucurie cântare avem și acum. Dar o cântă instrumentele, cântă buzele, vocile, fără suflet. Sunt anumite cântări, chiar nu le pot cânta, mă prăbușesc. Au cântat frații prima cântare. Dragoste cerească fie. Ați citit-o? Surorile mele, ați pătruns-o? Vă cutremurați? Însă cel ce nu vrea să te cunoască, plece dintre noi plângând. Când vin în fața lui Dumnezeu și nu te cutremuri, ai venit la un spectacol. E minunat spectacolul ăsta cu cântări, cu acordioane și cu ori și cu microfoane și cu de toate astea. Satisfac astea sufletul tău și al meu, nu. Dacă nu te poți prăbuși la picioarele Domnului și să-L întrebi El, Doamne! Ești a mea iubire! Doamne, cum mă descurc în lume fără de Tine? Doamne, nu mă lăsați! Rămas.
Și vine Sfântul Pavel în Efeseni și în capitolul 1 și 2, atât de minunată această pildă, și din închisoarea Romei el pleacă apoi la Roma și este închis acolo în închisoare și le scrie Efesenilor: binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos Iisus. Prin El avem făcătuințele Lui nespuse, mari și scumpe. Prin El, care s-a făcut El jertfă de sine, tot capitolul 2 ne vorbește despre planul Lui Dumnezeu. Și în acest plan tainic, Sfântul Pavel în Efeseni descopere două lucruri mari. Planul Lui Dumnezeu cu mântuirea la toată lumea și la neamuri, și a mea, fiind român sau evreu sau de altă naționalitate, și mai este încă ceva. Ne deface, ne arată ceva de cunoscut. Scopul luptei mele, scopul luptei frăției tale. Și în Efeseni, capitolul 2, ne spune clar Sfântul Pavel: nouă neamurilor, voi erați morți. Extraordinar. Morți în păcatele și în fără de legile voastre, și pe când voi erați morți, Hristos a murit pentru noi să ne scoată din moarte. Și noi trăiam până atunci în moartea asta, după Domnul Duhului, Văzduhului, care locuiește în fiii neascultării. Imediat după moartea și căderea în păcat al lui Adam și Eva, a venit Duhul cel rău și i-a cuprins. Și Duhul ăsta, mii de ani, până când a venit Hristos și a înviat din morți. Și Sfântul Pavel ne spune: nouă neamurilor, voi erați morți și Hristos a murit pentru noi și ne-a eliberat. Asta este punctul central al epistolei Sfântului Pavel în Efeseni. Arată căderea noastră în moarte și după ce am înviat prin Hristos, împotriva cui trebuie să lucrăm și să luptăm. S-a vorbit aici, să luptăm, să facem, să dregem, dar împotriva cui? Care-i scopul? Care-i ținta mea? Cine se luptă împotriva mea? Cine-i vrăjmașul meu? Dați-mi voie să citesc. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. E așa de minunat aici, de clar, Sfântul Pavel ne spune exact împotriva cui trebuie să lupt eu. Căci noi nu avem de luptat, și aici ne arată clar, nu avem de luptat împotriva cărnii și împotriva sângelui și împotriva... Nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Adică omului fizic. Omului pe care îl vezi în fața ta, un vrăjmaș, un criminal, or nu știu cine, pe cine vezi sau pe cine... N-ai de luptat împotriva lui, ci împotriva duhului răutății. Citesc mai departe. Ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ați văzut diferența între fizic și duhovnicesc. Am ajuns să nu mai definim care este lucrarea fizică și lucrarea duhovnicească. Sunt oameni duhovnicești care se amestecă în lucrurile fizice și invers, oameni firești care se amestecă în lucrurile Duhului și le-a amestecat și nu mai este nimic. Nu mai înțelege nimeni nimic. Ca și copiii aceia care toți cu mâinile sus, dar când i-a întrebat ceva, nu știu nimic. Ați înțeles ideea? Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a firii pământești, ci în spatele fiecărui frate, în fiecărui individ, este un Duh care îl călăuzește. Și Dumnezeu să-ți facă de cunoscut și să-mi facă mie de cunoscut împotriva ce fel de duh este omul acela. Duhul lăcomiei, duhul mândriei, duhul luptei de șarte, duhul desfrâului, duhul drogurilor, duhul dependenței de tot ceea ce sunt în lumea aceasta și nu avem de luptat împotriva lor. Și acum Sfântul Pavel, după ce ne le-a definit împotriva cui luptăm, apoi ne arată și armele. De aceea luați toată armătura. Acum dacă îl prezinte pe Goliatul ăsta foarte îmbrăcat și foarte plin de zale și de scuturi, amintiți de David, de Goliat. Și David cu o pietricică a venit cu o singură armă, cu o piatră și cu o praștie. Stătea puterea în praștia lui și în piatra lui? Nu. Nu.
Așa e, soră. A zis, eu în numele Domnului vin împotriva ta, nebazându-mă pe piatră, nici pe praștea mea. În numele Domnului era lupta între firea cea pământească și firea cea dumnezeiască. Duhul lui Dumnezeu l-a răpus pe Duhul celui rău. Pentru că copilul ăsta, David, se îmbrăcase în armura lui Dumnezeu. Și era gata să lupte, nestând liniștit la locul lui, să-și vadă de oițele lui. A avut probleme și cu frații lui, și cu împăratul, și cu toți, și cu armătura. Și a zis, eu nu mă duc în armura asta, eu mă duc în numele Domnului Iisus. În numele Dumnezeului celui viu. Cine este omul acesta care aruncă o cară împotriva poporului ales al lui Dumnezeu? Și a ieșit în numele Domnului și în numele Domnului l-a răpus. Acum vine Sfântul Pavel și îmi spune mie și spune și frății tale, sora mea și fratele meu, care ai o temperatură aproape de zero și pulsul ne mai bate din când în când pentru că am intrat în o agonie de amorțeală sufletească și spirituală. Avem atâtea biserici și las să fac atâtea biserici. Avem peste 5 milioane, 500 de mii de absolvenți ai școlilor teologice și pe care le-ai întrebat și îi întreb că am relații cu ei și mă înțeles, nu au înțeles nici cel mai elementar lucru împotriva cui trebuie să luptăm. Și vine Sfântul Pavel și mă învață pe mine și te învață și pe tine, frăsora mea și fratele meu, ca să ai o stare spirituală să poți lupta împotriva duhurilor astea. Și zice Sfântul Pavel, voi încingeți-vă cu adevărul. Și când te-ai încins cu adevărul, și adevărul în lume este doar unul singur, Hristos Domnul. Pentru că El a spus, El sunt calea, adevărul și viața. Și cele trei cuvinte sunt cuprinse într-una singură și au un singur înțeles. Ce este calea? Care este învățătura. Învățătura ce este? Adevărul. Și ce este calea, adevărul și viața? Toate acestea, calea care este învățătura, Hristos Domnul care este adevărul, duc la viață. Și acum vine Domnul Iisus, Ioan capitolul 14, versetul 6. Nimeni, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mijlu. Foarte frumos, frații mei. Ați văzut? Asta înseamnă o creștere spirituală. O creștere în care să ne trezim și să îmi dau seama că fără de Hristos, care este centrul existenței mele și El este învățătura. Și acum vă voi întreba, unde găsesc învățătura Domnului Iisus? Învățătura Domnului Iisus o găsesc în abecedar. Iată că firesc, începem cu litera A și învățăm abecedarul și copiii noștri, tot la fel ca și noi, învață abecedarul. Frățiile voastre, după atâția ani de credință, cunoașteți abecedarul credinței? Da. Da? Da. Cu ce începe? Sora Maria. Cu abecedarul credinței. A credinței. Cu ce începe? Cu Iisus Hristos. Eu sunt Domnul, calea, adevărul și viața. Sora Maria, abecedarul credinței începe cu cele trei capitole din Evanghelia după Matei. Ai, bine, acum așa. Acolo Domnul Iisus ne spune și ne învață învățătura Lui de bază. Și cine nu cunoaște aceste trei capitole din Evanghelia după Matei, atunci n-am înțeles învățătura Domnului Iisus. Și când am ajuns să înțelegem învățătura Domnului Iisus, atunci știm calea. Asta e doctrina și învățătura Lui. Și după ce am învățat calea, atunci știm că în calea aceasta, pe calea asta, este adevărul și adevărul este Hristos. Și ele două, Hristos și învățătura, mă duc la viață. Și atunci nu mă duc la Tatăl fără aceste trei. Și acum închei prin a vă spune că Sfântul Pavel ne învață să ne înarmăm cu armătura dumnezeiască ca să putem face față împotriva duhurilor răutății care lucrează în fiii neascultării. Și primul lucru este încingătura, adică încingeți-vă cu adevărul, brâul adevărului. Și când ești în adevăr, știi ce, de unde vine, ce este calea și acestea duc la viață și acestea nu te pot duce decât prin Hristos la Dumnezeu. Și atunci prima este adevărul. Al doilea zice, este platoșa neprihănirii. Prin adevăr te poți îmbrăca în neprihănire, să te desparți de minciună. Și după ce ai primit neprihănirea, primești în picioare și te încalți
spune Sfântul Pavel cu râvna Evangheliei. Te duci și spui și la alții despre adevăr și le spui și la alții cum să trăiască în sfințenie și să se îmbrace cu platușa neprihănirii. Și după ce am luat astea trei, vine coiful, vine scutul credinței. Căci fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ați văzut cum se leagă starea duhovnicească și spirituală și creștem apoi că după ce am învățat că prin credință suntem plăcuți lui Dumnezeu și prin credință putem lucra. Și fără de credință este cu neputință. Și după ce am ajuns să avem credință, punem pe deasupra coiful mântuirii. Și apoi luăm sabia Duhului. Și cu aceste armături care este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, putem sta în fața tuturor unătirilor celor rău. Aseară un frate la adunarea de la țărână a spus un lucru minunat. 1870, guvernatorul dintr-un stat american, nu rețin nume și numele, nici statul noastră era important. A venit în sat, în localitate, în orașul lui și a dat o poruncă și a spus așa, mâine toată lumea închide prăvălia, serviciu și rămâneți în locurile voastre cei bolnavi și ceilalți toți la biserică. De ce? Domnule guvernator, trebuie să facem rugăciuni. Pentru că anul trecut au venit lăcustele și ne-au mâncat toată recolta. N-am strâns niciun bob de grâu. Milioane de lăcuste s-au hrănit cu producția noastră de grâu și de tot ce era pe câmpul nostru și câmpul a rămas secetos și uscat. Pe lângă secetă au venit lăcustele și au mâncat totul. Și guvernatorul a spus, nu există nicio șansă să ieșim din potopul ăsta decât prin cereri și rugăciuni aduse lui Dumnezeu. Și a dat poruncă, și a dat decret de lege și s-a închis fabricile și s-au închis Viu Small și cum le zice acum, toate magazinele astea moderne și s-a făcut un post și o rugăciune. După ce s-a terminat postul de o zi, doar o zi de rugăciune, în următoarea zi era în aprilie. Dumnezeu a luat cunoștință de rugăciune aceasta și a dat peste toată țara o puternică căldură. 30 de grade, 28 de grade în luna aprilie. Oamenii s-au speriat și au spus, Doamne, ce se întâmplă acum? Iată vine acum o căldură și o secetă așa de mare. Știți ce s-a întâmplat? Toate larvele, toate ouăle depuse în pământ au început să crească. S-au dezvoltat și din fiecare ouă a ieșit câte o larvă. Acum era o zi sau două, fiecare larvă mișuna pe pământ și numai larve și oamenii au spus, vai de noi! Milioanele de larve au înviat din pământ datorită temperaturii calde. După două zile de temperatură ridicată, noaptea a venit un îngheț. Și în dimineața următoare totul a fost înghețat. Și Dumnezeu a nimicit toate larvele acelea care din ouă s-au transformat în lăcuste și urmau să mănânce. Asta era planificat cu vreo 4 luni în urmă, când recoltele erau aproape gata. Ați înțeles? Și Duhul lui Dumnezeu a binecuvântat poporul acela, omul acela, am reținut anul 1870. Iată ce face rugăciunea, frații mei și surorile mele. Asta este starea spirituală. Dacă mâine părintele și oamenii din sat și primarul anunță un post și o rugăciune, vine cineva la biserică? Nu, domnule, mergem la Kaufland, că acolo este de toate. Nu avem nicio treabă noi. Avem o stare spirituală de o temperatură aproape joasă, aproape de zero. Și suntem aici și ne grăbim și cântăm frumos și totul este frumos, dar la inima mea și la inima ta mergi fără de Hristos acasă. Mergi fără de luptă și mergi exact cum am venit de foarte multe ori. Trebuie să luăm seama, pentru că dacă ne întoarcem de la biserică exact cum am venit, este un păcat de 10 ori mai mare decât dacă n-am fi venit. Pentru că cel ce nu știe, mai este o șansă pentru el. Pentru că Domnul Iisus, încheie acum, pentru că Domnul Iisus a folosit o rugăciune și a spus, în văzul tuturor, a spus, Doamne Iisuse, Doamne Tată din ceruri, iartă-i că ăștia nu știu ce fac. Și sub ideea asta,
poți să te rogi pentru alălalt că nu știe ce face. Dar dacă poți să-l scoți în mintea mea și în mintea ta, să-l scoți vinovat că este inconștient de ceea ce face, să-l scoți că nu-i vinovat datorită faptului că face ceea ce nu știe, atunci te poți ruga pentru el. Dar atâta timp cât îl socotești conștient și el este conștient de ceea ce face, nici eu și nici Domnul Iisus nu se mai poate ruga pentru el. Pentru că considerăm apt de tot ceea ce face. Întrebarea este pentru mine și pentru frățiile voastre. Este conștient poporul român de tragedia păcătoasă și gravă în care am căzut în 30 de ani de la Revoluție încoace? Suntem conștienți că relația noastră cu Dumnezeu este doar formală și că doar ne adunăm de formă și că merem acasă exact cum am venit? Sau, dacă suntem conștienți de starea asta, atunci problema o pun eu. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac, Doamne? Atât eu, cât și frăția ta, cât și mamele, cât și bunicele. Am rămas cu satele goale, am rămas cu o populație îmbătrânită și am făcut biserici în toate colțurile de oraș. Am spus părintelui de la mine, din parohie, părinte, suntem aceiași oameni, 200 de oameni. Majoritatea dintre noi avem peste 60 de ani. În următorii 50 de ani, pe cine mai ai aici? Nu știu. Nu m-am gândit. Ei, dacă nu ne gândim nici la problemele cele mai grave care sunt în viața noastră, ci totul le facem doar din obișnuință și din mersul ăsta așa, fără să ne gândim, atunci nu folosim nici Sfânta Scriptură ca să o punem în lucru. Adică toată lucrarea și toată Sfânta Scriptură este insuflată de Duhul Sfânt să mustre, să certe și să dea înțelepciune. Și dacă Sfântul Pavel ne dă toate aceste lucruri și Domnul Iisus a venit prin Evanghelie și noi, zice Sfântul Pavel, ce fel de oameni, Sfântul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, dar la ce zice? Încât să nu înțelegeți lucrurile acestea simple și în același timp pline de viață. A zis securitatea, KGB-ul, nu-i nimica că o prindem noi chiar în ziua anunții, o domnișoară din Rusia. A fost urmărită vreo 5 sau 7 ani, de la 14 ani, ea a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în Rusia comunistă. Cum de altfel noi, în tinerețile noastre, Dumnezeu ne-a învrednicit să ducem cuvântul lui Dumnezeu scris la cei ce nu-l aveau. Acum este și în penitenciare, l-am dus și este pe rafturi. Nu se ocupă nimeni, nu citește nimeni. Este acum în toate casele, plin de praf. Biblia este culegătoare de praf. Asta este realitatea. Ori în vremea aceea, KGB-ul a pus ochii pe ea și a spus, noi, bai, o urmărim și o studiem și o ținem aproape. Și securiștii au raportat la comandant și au spus, uite, lucrează cu hărnicie și răspundește, lăsați-o. Lăsați-o pentru că vrem să-i facem cea mai mare surpriză. Și va fi arestată în ziua anunții ei, ca să vadă pe cine a slujit. Într-o biserică, într-un subsol în Rusia, în Moscova, într-o seară, un grup de frați tineri cântau și cu preotul cântau când i s-au pus cununile de cap, de mire și de mireasă. Avea loc cea mai frumoasă nuntă petrecută în taină. Au intrat doi civili și în momentul când părintele a luat cununile de pe capul ei, i-au pus mâna pe ea și i-au pus cătușele. Ce-a spus? S-a terminat. S-a terminat cu credința ta. S-a terminat cu tot ce ai lucrat tu. De acum va trebui să mergi în închisoare și în muncă silnică. A fost condamnată la 20 de ani de muncă zilnică în Siberia. Soțul ei, tânărul acela care doar pentru câteva ore a avut-o de mireasă,
a îmbrățișat-o și a spus: te voi aștepta până când Hristos Domnul te va da din nou. Asta e o credință care lucrează, frații mei. Sigur că timpul nu ne mai lasă pe noi să ascultăm, timpul ne concentrează, alții au plătit cu viața. Au trecut 20 de ani de sălnicie. În 1890, când a căzut sistemul comunist, ea avea 40 de ani și soțul ei la fel. S-au întâlnit din nou și au avut o viață fericită. Astfel de oameni a păstrat Dumnezeu și astfel de lupte au fost, dar cu astfel de arme ai putut să izbutești și să fii biruitor. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Domnul preoteasă ne rogă.